Azi, 24 februarie 1815, faraonul își încheie călătoria făcută pe ruta Smirna, Triest, Neapole. Intrăm în Marsilia cu pânzele întinse. Domnule Dantes, din porta este o barcă. Ne vine în întâmpinare. Mulțumesc. Dumneata, nici Dantes. Ne v-am găsit, domnule Morel. Bună ziua, dragul. Da, ce este? Ce s-a întâmplat? Ce tristețe asta pe bord? O mare nenorocire, domnule Morel. Ce anume? O mare nenorocire, mai ales pentru mine. În dreptul citei vechi, l-am pierdut pe bravul capitan Leclerc. Ce s-a întâmplat? A murit de friguri în chinuri groasnice. I-am făcut funerariile puternice. Se odihnește acum înfășurat într-un hamac cu o grilă de 36 la picioare și cu una la cap în dreptul insulei El Giglio. Îi aducem vădurii sale, crucea de onoare și spada de fructuie. Merita totuși ca după 10